Am înțeles că există un proces în desfășurare la judecătoria din Botoșani și așteptăm decizia judecătoriei dacă a fost întocmit legal sau ilegal. Dacă a fost legal, veți face alte demersuri să reziliați contractul sau nu? Păi eu, după câte cunosc legile în România, trebuie respectate. Nu? O decizie a unei judecătorii trebuie pusă în aplicare. Dacă trebuie îmbunătățit sau revizuit contractul, vedem în timp.